Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura de dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Tot ceea ce se întâmplă pe acest canal de YouTube, abonarea, videoclipurile, vizualizările, like-urile, comentariile sunt absolut total, total gratuite. Nu vă costă nimic. Din contră, dacă aveți activitate pe acest canal de YouTube, like, cum și așa mai departe, mă ajutați să cresc. Bun, eu acum când filmez acest videoclip este vineri, ca de obicei fac tot posibilul ca dumneavoastră să-l vedeți tot astăzi undeva pe seară și parfumul zilei mele de astăzi vine de la Zimaia, da, sticla, sticla în sensul că știți long story, short story, treaba cu nu mai aveți voie să arătați pe YouTube sticle asemănătoare cu cele originale. Și o să fac fix așa și o să vă arăt, de fapt mai bine îi dau capa cu jos, simplu, da? Zimaia exquisit, v-am făcut unboxing și primele impresii despre acest parfum în acest videoclip și da, pentru mine, nu știu, cred că va fi una din adicțiile acestei veri, deoarece este dulce, este fructat, este cremos, însă pentru mine și pentru gusturile mele nu este absolut nimic copleșitor. Din contră, și acum sunt fix în aceeași zonă ca la prima impresie și anume de înghețată de vanilie cu ceva fructe de pădure. Da, acolo sunt și aminitiacii foarte mult. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip. Și mega unboxing Dubai Collection. Da, roș 25 pentru 10% discount pe toate site-urile um, ce însumează sau ce formează Dubai Collection Group. Da? veți avea link în bara de descriere ca de obicei. Dubai Collection Raw, Dubai Collection EU și nu în ultimul rând arabianscent.net. Și, și. Avem numai noutăți, 5 noutăți. Și le iau așa, da? Pe, cum să spun eu? Vom crește suspansul pe măsură ce le voi deschide și vă voi spune primele mele impresii cea mai curioasă sunt fix de ultimul, ultimul parfum. Dar începem cu Mask Taher Peach de la My Perfumes, Otori, Otori da? care vine în acest ambalaj cilindric, după cum ați observat deja, dar Și vai de viața mea, avem folie ambițioasă. A, ah, hai că am reușit. Bun. Ați văzut deja că, bine, dacă faceți parte din grupul meu de Facebook Freak Family, dacă nu faceți parte, veți avea link în bara de descrieri, că cei de la Dubai Collection au adus ceva case noi și nu numai case noi, dar și noutăți ale caselor deja prezente pe site-ul lor. Aceasta este sticluța foarte drăgu. Stați că acest capac reflectă cam tot ce este în cameră. Da? Genul acela de sticluță, girly și așa mai departe. Oricum, prezentarea pe ansamblu, ca de obicei, genul de prezentare demnă de făcut cadou. Și My Perfumes Otori Mask Taher Peach. Unisex îl listează ei, iar ca note în vârf avem piersică, pară, grapefruit, în mijloc iasomie, liliac și floare de portocal, iar în bază chihlimbar, mosc și vanilie. Sună delicios, nu? Eu, în acel puțin, așa mi-am făcut filmul în cap în legătură cu aceste note și zic, pare acel delicios de vară hai cu el în coș. Și da, lichidul este portocaliu. Da, se vede. Și haideți să vedem cum miroase. Atomizor foarte fain. Nu aveți nimic ce să reproșați. Îmi cer scuze, dar sună telefonul. Bun. Rămăsesem la faza că sunase nenicul de la curier fix acum. Așadar, mai pulverizăm o dată. <laughs> Pentru că eu am alergat ceva pe scări. Cineva, o să încep cu o chestie. Cineva m-a întrebat um, în privat pe Facebook, pe grupul meu de, mes de Messenger, pe grupul meu de Facebook Freck Family, dacă tin să cred că. Mask Taher Peach este acea clonă de Tom Ford Bitter Peach. Nu este. Nu are nicio legătură cu acel parfum. Ce este acest parfum? Ce îmi dă mie la nas, ca o primă impresie, uh, cum să spun eu? Dacă ești iubitoare, și spun iubitoare deoarece, în percepția mea și pentru gusturile mele, Mask Taher Peach înclină în latura feminină. Dacă ești iubitoare, uh, aromei de mosk tahara, da? Tahara mask <laughs> și totodată îți plac și uh, fructele fiind de tot uh, zemoase, dar foarte, foarte delicioase, s-ar putea să fie uh, cel mai fericit safe blind buy pentru vara aceasta. Da? Deoarece mask taher peach pentru mine în momentul de față, pentru o primă impresie, fixă așa miroase. Este ca și cum combini aroma moscului Tahara, da? moscul acela curat, dar nu săpunos, mai degrabă cremos și fin pudrat. Da? Aroma aceea care pentru mine pur și simplu reprezintă um, aroma feminității middle eastern, dacă are sens ceea ce spun acum. Este ca și cum combini acea aromă cu o piersică zemoasă și ceva fiind de tot citric dulceag. Da? Nu este genul acela de parfum, cum să spun eu, mega complex, te duce în N-stări. Da? Este pur și simplu um, fructat, moscatul fiind delicios de vară, de zi cu zi. Nu știu, e una, așa-l văd. E acel parfum care. Dacă mergi la cumpărături, întins mâna după el, dacă mergi nu știu, să te plimbi în parc la fel, întins mâna după el, e ceva easy -rich, da? Nu trebuie, nu știu ce ținută sau nu știu ce ocazie ca să porți acest parfum. Și poate fi și acel parfum de layering, da? Mi-a venit acum chestia asta. Dar foarte fain. Da? Deci asta este, mosc, tahara combinat cu o piersicuță și o pară cu o atingere citrică, dacă vreți. Da? Nu pot să spun că acel grefruit mă izbește și așa mai departe, dar foarte fain. Îl lăsăm pe nenicul aici. Ca de obicei, la final, um, facem recapitulare. Da? Le lăsăm să se așeze între timp și vedem ce și cum. Următorul vine de la o casă nouă, la fel de fapt ca primul, și anume Raihan. O casă nouă pe site-ul celor de la Dubai Collection. Este EDP, iar parfumul se numește Dalia, cred. Vine în acest ambalaj girly. Fain, fain. E foarte, foarte mic. E mai mare este mâna mea decât cutiuța. Dar vine în variantă de 100 de mililitri. Și încă una bucată folie ambițioasă, că de ce nu? Încă o chestie, mic disclaimer. Că fix înainte să filmez acest videoclip, mai vorbeam cu cineva la telefon. Când primiți o comandă cu parfumuri și afară sunt 30 și spre 40 de grade. Nu pulveri... ce sticla fain. Nu pulverizați și nu vă faceți o primă impresie în legătură cu acel parfum așa. Când iei sticla în mână, nu știu dacă știți senzația aceea, ți-a venit comanda, ai luat sticla, ai ai luat cutia, ai desigilat-o, ai scos sticla și simți că sticla e caldă. Nu-l pulveriza pe tine lasă-l puțin să stea liniștit, să-și tragă sufletul după drum, da? De pe drum. Și după aceea testează-l. De ce? Pentru că schimbările bruște de temperatură deteriorează calitățile și performanțele unui parfum. Da? Chestie valabilă și bătută în cuie, atât vara cât și iarna. Bun, revenim la Dalia de la Raihan, care vine în această sticluță foarte tare. Aici pe spate și da, camera nu prea mă ajută, vedeți voi așa niște chestii. Are un model, da? Nu știu dacă observați, eu una văd, da? Vedeți? În fine, în fine, lăsăm sticluța. Capacul, nu, am avut senzația că este capac magnetic, dar nu este capac magnetic. Hai să vedem notele. În vârf, pară, pepene galben, magnolia, piersici, mandarină, bergamotă, delicios din nou. În mijloc, iasomie, lăcrămioare, tuberoză, frezie, trandafir, orhidee, prună și violet. Uf, scuze, în mod oficial promit că aceasta a fost ultima întrerupere, da? însă a fost un motiv extrem de întemeiat, deoarece primul meu pachet de PR Internațional, dacă doriți, da? Am primit pachet de PR de la Hadlaj. Dar am reușit să ies și total din cadru. Despre acel colet vom vorbi într-un alt videoclip. Noi revenim cu scuzele de rigoare și promit că aceasta a fost ultima întrerupere la Dalia de la Raihan. Recapitulez notele. În vârf pepene galben, magnolia, piersici, mandarină și bergamotă. În mijloc, iasomie, lăcrămioare, tuberoză, frezie, trandafir, orhidee, prune și violet. Iar în bază, mosc, vanilie, mure și cedru. Multe note, uh, notele de vârf, cel puțin mie îmi sugerează a fi acel parfum Fresh Delicio Shell de vară, dar hai să vedem. Wow, stați un pic, nu știu dacă vedeți atomizorul, A? se vede? Viața. Da și parfumul <laughs> și parfumul e fix genul acela de parfum care te face să zâmbești, care îți schimbă starea de spirit, da? genul acela de deschidere zemoasă, suculentă, curată, da? dar nu vă gândiți către latura săpunoasă, nu are iz de săpun, fresh curată dacă doriți, fin florală, tuberoza, aș putea spune eu că o culeg cel mai bine din buchetul de flori din acest parfum, Însă este genul acela de tuberoză, cum să spun eu, cu iz de gumă de mestecat, ca să nu folosesc termenul tuberoză bubblegum. Are și un, o adiere fiind de tot verde, dacă doriți, dar din nou, nu plecați cu gândul către leuștean, mărar, pătrunjel și alte cele, da? Trandafirul de aici este genul acela de uh, trandafir pudrat, dacă doriți. Nu este trandafirul, uh, cum să spun eu, nu este nici trandafirul acela bogat uh, vișiniu, uh, cremos uh, de dulceață sau așa mai departe, dar totodată nu este nici bobocul acela tânăr de trandafir cu picături de rouă pe el. Nu, este un trandafir <laughs> în adolescență. <laughs> fiind de tot pudrat. Dar da, este dacă vreți, ca o primă impresie, genul acela de parfum floral, pudrat, fresh, dacă există această categorie, dacă nu o inventăm noi acum nu este nicio problemă. Și are ceva, ei listează, ah, a, da, listează în bază chiar prima notă, mosc. Este genul acela, nu este moscul acela Pufos și dulce care îmi place mie cel mai mult cremos fiind de tot pudrat. Este mai degrabă genul acela de uh, mosc ce mă duce cu gândul la um, o lenjerie de pat albă proaspăt uh, cum să spun eu proaspăt spălată și uh, în momentul impezirii la mașina de spălat ai adăugat balsamul acela de rufe cu iz de mosc da? genul acela de mosc întâlnit în zona balsamurilor de rufe. Ah, și da, o să râdeți, dar pur și simplu îmi dă un film, mai ales când mi-a venit în cap, datorită izului, analogia aceasta cu așternutul. Nu știu, e genul acela de dimineață de vară, răcoroasă, da? pentru că nu are nimic opleșitor, în care pur și simplu um, tu ai un coc neglijent, ești o doamnă sau o domnișoară ce porți un coc neglijent, uh, ți-ai făcut un duș, ți-ai hidratat corpul cu produse high-end, pentru că, sinceră să fiu, e prima dată când pun nasul pe ceva de la Raihan, însă de la prima impresie nu mi se pare nimic sintetic, scârțietor sau așa mai departe, da? Uh, nu miroase ieftin, asta este ideea. Da, ți-ai făcut un duș, te-ai îngrijit, ți-ai răsfățat, ți-ai hidratat corpul cu produse high-end și pur și simplu ți-ai luat coșul de rufe proaspăt spălate și le întinzi undeva pe uh, o sârmă ca în copilărie în curte. Da? Cam asta am de la nas. Foarte fain. Foarte, foarte fain. Și da, o spun eu în calitate de neiubitoare a, a, A <laughs> aromelor florale. Bun, trecem mai departe și avem primul elefant. Primul elefant din cameră vine de la Arabiat Prestige, este EDP și vorbim aici despre bedur. Și da, uite ce frumos se combină verdele cu albastru. Trecem peste partea de cromatică și ca să înțelegeți, da, este un cutioc. Nu este o cutie. Este un cutioc. Dar hai să vedem. Din, de la Arabiat Prestige este acest bedur EDP. Și nu știu dacă zic eu bine sau nu. Am impresia că este și bedur extract. O să vă inserez o poză pe undeva pe aici. Sticla arată la fel ca aceasta, doar că este roșie sau burgundii sau vișiniu magenta ceva pe undeva pe acolo și am ochii puși și pe acela, dar până atunci. Un moment pentru această prezentare. Sau cum să iei ochii cuiva care iubește parfumurile simplu ei dăruiești beduri de la arabiat prestigi. Foarte fain foarte, foarte fain. Chestia asta, a, chestia asta e din uh, carton, ceva carton. Aici avem catafea albastră, dar foarte fain. Și sticluța este aceasta. Păstrează detaliile de aici, da, întâlnite în ambalaj, inclusiv la căpăcel. Doamne, da, e super tare, nu știu, îmi place. Îmi place mult. Haideți să vorbim și despre note. Cei de la Dubai Collection ne spun că acest bedur este asemănător cu valaia de la PDM. În vârf avem fructe roșii, mandarină, bergamotă, în mijloc floare de portocal, trandafir, chihlimbar, iar în bază mosc, note cremoase, paciulii și lemn de santal. Și dacă sunteți iubitoare ale acestui ADN, de Valaia vorbim. Notele la, o, la, un prim ochi, dacă vreți, v-ar spune mai degrabă cu totul, cu totul altceva. Dar, dar, cum ne-am obișnuit deja noi iubitorii de parfumuri Middle Eastern, uh, parfumeria Middle Eastern, când se inspiră dintr-un alt parfum sau dintr-o altă zonă, adaugă acea atingere personală, dacă doriți. Bun, Haideți să vedeți ceva. Deci avem aceste detalii aici, iar când ridicăm capacul, ne mai rămâne o parte aici. Bun. Ia să vedem. Se vede? Se vede. Voi vedeți acest atomizor? Și nu, că nu trebuie să apropii mâna. Bun, Mm, se deschide proaspăt, fructat, curat, vesel, totodată. Genul acela de aromă veselă, nu e parfumul vesel, că nu cântă și dansează. Nu are izul acela de alcool. Și este, nu că nu am cum, că ies cu totul din cadru, da? Deci, mâna mea este la o distanță destul de mare de nas, însă, în momentul de față, jur, jur, da? Întreaga încăpere miroase a bedur. Este genul acela de aromă feminină, poate fi cu siguranță, cu ușurință, acel parfum semnătură. Deschiderea nu pot spune că este extrem de asemănătoare cu valaia de la PDM, da? Tind să cred că fix aici în deschidere este acea atingere personală, dacă doriți, deoarece în locul piersicii, abia acum se resimte piersica, uh, ei listează în vârf fructe roșii, mandarină, bergamotă. Fructele roșii de aici, nu știu de ce nu îl includeam în cadrul, dar nu mai contează. Fructele roșii de aici îi lasă parfumului, senzația aceea, v-am mai spus eu în alte videoclipuri, um, senzația aceea băubilă, potabilă, dacă vreți, da? Nu știu cum să spun, e genul acela de aromă răcoritoare care te forțează, între ghilimele, să vizualizezi un pahar cu... Un cocktail non alcoolic tropical fiind de tot tropical fructat, da? Doamne, cât e de fain! Uh, am mai vorbit în alte videoclipuri despre uh, eu și valaia despre mine și valaia. Nu am acel parfum um, în sticlă full size, da? Nu am OG cum se spune. L-am testat și l-am paratestat în obsentum, sunt într-o relație de love-hate cu varianta originală, am însă și am băut mai bine de jumătate din sticlă Mystic Bouquet de la Afnan. Un parfum care după ce s-a așezat, da, seamănă extrem de bine pentru nasul meu și pentru felul în care se dezvoltă atât varianta Afnan cât și varianta PDM, în dry ul final seamănă extrem de bine cu Valaia. Dar, bedur de la Arabiat Prestige, zic bine, da, zic bine, um, în deschidere, da, vine cu twistul acela, vine cu izul acela de. Um, deci, pur și simplu îmi lasă o fină senzație de apă în gură, scuze. Vine cu twistul acela de suc de fructe roșii. Da, rece, neapărat rece. E ceva aici ce um, îți lasă așa o senzație de aer rece, cum ar veni. Nu știu, asta dă mie impresia, asta vă spun. Și da, abia acum, pe măsură ce începe să se dezvolte, dar nu uităm faptul că este prima pulverizare, Da. oricum se va schimba după o săptămână, două și vor urma alte videoclipuri ca de obicei, Um, acum, pe măsură ce se dezvoltă, încep să merg destul de mult către ADN-ul lui valaia. Însă, dacă vă așteptați ca de la prima pulverizare să fie fix, fix valaia, nu este. La fel cum și suvenir buchet de la Afnan, souvenir mistic buchet de la Afnan, nu este valaia de la prima pulverizare, dar dry down-ul final al acelui parfum este 95% Valaia și îl mai lăsăm puțin și pe Bedur și vom vedea dacă și dry ul său final merge către Valaia. În momentul de față, da, ai moscul acela uh, pufos, dulceag, curat, ai piersicuța aceea din Valaia uh, și este frumos. V-am lămurit cu este frumos. Bun! Îl mai lăsăm puțin, trecem la un alt parfum, din care țin să vă anunț în mod solemn că-mi doresc întreaga colecție și anume de trei bucăți. Vorbim despre French Avenue, de data aceasta, subdiviziune a Fragrance World. Colecția se numește Diwani, zic eu, sau divani și este acea colecție ce uh, conține trei parfumuri cu nume de orașe, dacă mi-aduc eu bine aminte. Și vorbim astăzi despre Rabat. Da, am ajuns și în Maroc. Așa vine Rabat. Stați ca să intre tot cutiocul în cadru, pentru că da. Încă una bucată cutioc. Și de ce l-am ales întâi și întâi de toate pe el? O să râdeți pentru că roșu. Și pentru că eu ador această culoare, dar cu siguranță, scuze, le voi captura și pe celelalte două. Bun, scuze. Ta-na-na! -na. că eu acum văd. De super tare, nu știu. Genul acela și da, o să deranjez pe foarte multă lume cu acest termen, cu această comparație, însă pentru mine este genul acela de prezentare de nișă. Și sta să nu fac vreo boroboață. Hai că n-am făcut. Pam, pam. Așa vine sticlonțul ca o divă, ca un div, ca o vedetă, ca și are un kilogram. Stați să vedeți. Doamne Dumnezeule. Nu, deci pentru mine categoric. Știu, multă lume o să strâmbe de na din nas și o să spună cei cu țigănia aia, cei cu chiciul acela, mai ales roșu combinat cu auriu, însă mie îmi place de nu mai pot, ca să nu zic de crăp. Așa vine. Aici avem uh, French Avenue foarte, foarte. Și e genul acela de sticlă ganteră, știți? Are, cred că, un kilogram fără exagerare. Este enormă, enormă, este extrem de grea. Bun, m-a luat valul, m-am entuziasmat, nu mai știu ce vorbesc. Hai să vorbim de note. Diwani Rabat, unisex, inspirat de Tiziana Terenții, cum se citește? Tutlă? Tutlă? Îmi lăsați și mie în secțiunea comentarii dacă știți cum se pronunță acest parfum. În vârf avem grefruit, piersici, coacăze negre, în mijloc magnolie, tuberoză, iris, asomie și lăcrămioare, iar în, ce, iar, în cedru, iar în, bază cedru, paciulii, mesteacăn, vetiver și lemn de santal. Și în afara faptului da, că am glumit Bine, nu chiar 100%. Am glumit atunci când am spus că am ales acest parfum strict în baza prezentării, da? Și notele îmi dau a fi, îmi dau a fi ceva bun aici, doar că a fost dacă vreți un exercițiu de a-mi învinge temerile, în sensul că eu nu. Prea mă regăsesc sau gusturile mele cel puțin nu rezonează cu casa Tiziana Terenții. Acum din nou, dacă dumneavoastră sunteți fani, sunteți fane, sunteți iubitori um, al acestui brand, nu dădeați cu pietre. Este strict părerea mea personală. Vorbă lungă sărăcia omului, hai să-l pulverizăm și pe el. Ia să vedem, se vede? Se vede. Pam, pam. Uite, tati. Bun. Grefruit. Grefruit, suculent. O să râdeți, o să ziceți că am nebunit însă din nou este un grefruit rece, da? Are ceva fiind de tot rece în el. O atingere ce-mi lasă, nu știu cum, senzația aceea de ceva efervescent. Doamne, cum e? Bun. Stați așa, că am zis eu bine că o luăm de la. vom lua, vom trece prin toate uh, trăirile Anei da? de la cea mai mică intensitate către cea mai mare. Vai, viață! Da. cu siguranță, de fapt cu siguranță, în opinia mea și pentru gusturile mele, este genul acela de aromă mie în sută, total, total unisex. Nu, dar este, vreau să spun, că nu pică, nu înclină către niciunul din cele două sexuri, da? Sexe, sexuri. Îl resimt ca fiind fix pe linia de mijloc. Da? unisexul acela prin definiție, dacă vreți. După treaba aceasta minunată, după deschiderea aceasta minunată de uh, grefruit rece, nu știu cum să vă spun eu, este ca și cum ai un grefruit, îl ții o jumătate de oră, o oră în frigider, iar apoi îl scoți de acolo și îl tai cu cuțitul pe din două, da? În deschidere, prima senzație, la prima pulverizare, pur și simplu, asta percep. Un grefruit rece tăiat pe din două. Acum, pe măsură ce se dezvoltă, este ceva ce mă duce cu gândul către o tartă, o tartă de piersică, de piersici, cu ceva coacăze negre. Dar când spun tartă de uh, piersici cu ceva coacăze negre, nu mergeți cu gândul că este genul acela de parfum cu iz alimentar, da? Nu, uh, cum să spun eu, nu este ceva care, dacă îl purtați, sunteți acea cofetărie ambulantă. Nu sunt nicio formă. Are totodată, merge pe linia aceea de parfum, da? Dar este ceva ce pe mine, una personal, mă duce cu gândul către acea tartă de și cu ceva cu acăze negre. Și da, am spus bine, deoarece de undeva din fundal, dacă vreți, da? deci în fața ai acea tartă de uh, piersică cu coacăze negre, iar de undeva din fundal vine acea atingere lemnos, moscată, dacă doriți, eu cel puțin așa o pot cataloga în momentul actual. Dar mai este ceva efervescent acolo, și o să ziceți că am luat o razna complet sau nasul meu a luat o razna, în sensul că pe lângă acea tartă și pe lângă uh, briza aceea, dacă doriți, lemnos moscată ce vine din spate, uh, este ca și cum ai un pahar de cola și uh, iese acidul din el, da? Fix izul acela, fix efervescența aceea ce mă duce cu gândul către cola, o resimt acum. Dar. Dar, există un mare dar Dacă spun treaba aceasta, nu mergeți cu gândul că acest Dawani Rabat este ceva ce merge, dacă vreți, cu toate că nu are picioare Către zona lui Emir Shericola, dacă nu mă înșel da? Am decant din acela de 10 ml, am, bătut, am băut jumătate din el, îl pândesc pe site ca să pun mâna apel, însă nu nu are nicio legătură. Chiar dacă uh, v-am spus faptul că este ceva în el ce mă duce cu gândul către efervescența unui uh, pahar cu cola. Da. Și treaba aceea lemnos moscată um, vine din nou și răstoarnă toată situația, toată uh, compunerea făcută de mine până acum, în sensul că Mă duce mai degrabă cu gândul, cum să spun eu, aroma pare mai degrabă proaspătă decât dulce, gazoasă, totodată. Nu știu de ce, am impresia că acest parfum este genul acela de parfum ușor de tot, fin, multifacetat, dacă doriți. Nu este, cum să spun eu... Um... Fructatul acela, fresh, liniar, de vară și așa mai departe. Nu, nici pe departe. Nu. Ah. Și da, se pare că um, am făcut bine că l-am uh, luat pe dânsul în echipa mea, în sensul că, mie, sinceră să fiu, mi-era teamă fiind Tiziana Terenții, fiind o inspirație, scuzele mele, pentru Tiziana Terenții și datorită notelor listate, nu știu de ce, mi-era teamă să nu fie ceva de genul chirche sau cum vreți voi să denumiți acel parfum, da? Mi-era teamă să nu fie ceva în zona aceea, dar clar nu este. Bun, bun. Îl mai lăsăm puțin să se așeze și el și mergem către ultimul parfum. Și o să vă întrebați de ce mă uit la el și râd ca o nebună. Ei bine, am văzut acest uh, parfum prezentat, dacă doriți, de, de frățiorul Nib Aromatics pe YouTube și el îi spunea într-un fel. <laughs> și am înțeles că YouTube i-a creat uh, anumite probleme. Așadar, chiar dacă se pronunță așa sau chiar dacă nu se pronunță așa, eu o să-i spun pinaș. Da? <laughs> nu știu dacă ați văzut videoclipul lui Nip, dar eu l-am văzut și am râs de nu a mai putut. Da? Așadar, eu pe acest frumușel, vedeți aici numele, eu îl voi denumi pinaș. Da? Ca să nu mă ia YouTube la trântă. și da, de el sunt, eram cea mai curioasă și vroiam neapărat. Stați că mi-am prins un pic urechile. Cred că, nu știu, trebuiau cei de la French Avenue, subdiviziune Fragrance World, să-mi trimită mie în mod special. Aba nu, avem aici un sigiliu. Îl vedeți? Îl vedeți. Vreau să spun că trebuia să-mi trimite ceva, un manual cu instrucțiuni mie, în mod special, că nu prea, eu îmi prind urechile. Bun, și acum cum fac? Așa? Băi, băi, ta -na -na. <laughs> Și tragem de sărtăraș? Hai, ce fac? Eu fac vreo prostie și o fac și aici, în mod public cu voi. Cum e tată? French Avenue, dacă mă vezi. Da. Stați că nu iese. După 30 de ani. Băi, deci nu iese. Deci nu pot. Deci cred că acesta este cel mai... Uh... Pus pe pauză videoclip din uh, tot ceea ce înseamnă YouTube și da într-un final haideți să vă arăt ce am făcut este drept este drept eu am și cremă pe mâini și pe corp și așa mai departe să mă dau mare cu ce am făcut am reușit pentru că am tras ca melteanca de această chestie am reușit să rămân cu treaba aceasta în mână și într-un final da el iese așa de aici. Și vaporul meu sau iahtul meu are și păr. Deci... Nu, nu are păr. Da, uite, treaba asta se curăță. După ce voi termina de filmat, o să șterg căpăcelul. Eu cred că cei de la Fragrance, de la French Avenue, pardon, în momentul în care au ambalat, pentru că, da, se, vedeți, acolo sus, aici, cutia e mega safe, adică nu ai nevoie de absolut nimic, gen folie din aceea cu bule sau așa mai departe, pentru că e, am impresia că e tot lemn, cum sunt cele de la Royal Blend, Nero și frățiorul său, în fine. Hai că suntem destul de pe lângă subiect. Acesta este iahtul meu. Mi-a ajutat Dumnezeu și uite că după un an de YouTube am și eu propriul meu iaht. Se numește în continuare Pinaș, nu știu cum se pronunță și nu vreau să pronunț altfel, pentru că YouTube, da, este acel iaht sau gospodina din mine mai poate vizualiza acel fier de călcat de luat în voiaj, da? Bun. Haideți să vorbim despre note și să lăsăm uh, glumele și dumele de Colentina deoparte. Pinaș, da, iar era să-mi iasă altceva pe gură, unisex inspirat de Elvi, Pacific, Chile. În vârf, portocală, grefruit, în mijloc, mentă, coacăze negre, iar în bază, ambroxan și mosc. Și ca de obicei, ce să vezi că nu mai am piele... Și îl voi pulveriza în palmă. Da, foarte tare e chestia asta. Abia aștept să o pozez, să îi fac poze pentru Insta. Veți avea și contul meu de Insta în bara de descrieri și filmulețe pentru clipuri. Pentru TikTok îl aveți și pe acela în bara de descrieri. Da, hai să-l mirosim. Să ne oprim din admirat și o să-l dau în palmă. Foarte fain atomizor. Vedeți? Bang. Da. Da. Din start, de la prima pulverizare, ești cu iactul, da? Scoatem din imaginație și din schemă treaba cu fierul de călcat de voiaj. Nu, tati, este un iact. Este iactul meu, primul meu iact. Doamne Dumnezeule! Deci, știam, Știam, de aceea l-am și lăsat intenționat la final. Doamne, este vara, este cea mai luxoasă vară într-o sticlă, da? Nu au ales degeaba această formă. Foarte proaspăt, um, fructat, fin fructat. Are și, uh, cum să spun eu... Are izul acela? Are vibul acela de mojito? Nu mă întrebați de unde, dar pur și simplu izul acela îl resimt eu în momentul de față. Menta, dacă nu sunteți iubitori, și da, zic bine iubitori, deoarece într-adevăr este mie în 1100 unisex, îl poate purta și soțul meu, dacă îl va găsi. <laughs> dar cu siguranță eu îl voi turna pe mine toată vara. Este total, total unisex. Menta de aici, dacă nu sunteți iubitori al acestui iz, al acestei note, ai acestei note, nu este ceva de speriat. Da? Nu este menta aceea care vine și te ia și te dă de pereți. Nu, sub nicio formă. Da, chiar este... Uh, chill <laughs> chiar e din toate punctele de vedere uh, Cum să spun eu? E genul acela de aromă aerată, dacă are sens, dar extrem de prezentă da. Nu, nu vă gândiți cum să spun eu Nu trăiți cu senzația că este genul acela de... Um, Dolce Gabbana Light Blue, de exemplu, da? Dau un exemplu. Dolce Gabbana Light Blue fiind uh, cel mai uh, cunoscut citric lejer de vară, da? Ei bine, Pinaș nu este acel parfum care fuge, da? Nu este ceva ce l-ai aplicat acum și peste două ore nu-l mai simți. <coughs> Cu siguranță nu. Este Are o aromă lejeră, dacă doriți, dar totodată este extrem de prezentă. Da? Sper că înțelegeți ceea ce vreau să spun. Are și o parte fin de tot, dar foarte, foarte fin, cremoasă, da? este mai degrabă dacă doriți, moscul meu preferat și anume moscul acela pufos, fin de data aceasta, fin, foarte fin, dulceag, dar cremos, da? o să ziceți că sunt nebună, însă e ceva aici. O secundă, că totuși nu vreau să aberez. Da, pe păi degeaba inspir din cameră. Da, nu aberez. E ceva aici ce mă duce cu gândul către o smochină. Da? Izul acela, o, dulceag, dacă doriți, de smochină, dar cum să spun eu, pur și simplu, da? vă uitați la forma acestui parfum, acestei sticle de parfum, pur și simplu tu ești pe undeva pe aici, da? stai la umbră, între ghilimele, ai savurat un pahar de mojito și acum pur și simplu îți, te pregătești să mănânci o smochină, semi-coaptă, aș spune eu, după iz. Nu este dulceața aceea ușor lipicioasă. Pentru mine, smochina extrem de coaptă are un iz de un iz dulce lipicios, dacă doriți, da? Smochina de aici este mediu, coaptă, pe undeva pe acolo. Și, automat fiind pe iactul acesta, pur și simplu te învăluie în toată povestea aceasta cu mojito și smochină pe care tu te pregătești să o consumi, te învăluie din toate direcțiile, briza aceea marină, oceanică, cum doriți dumneavoastră, cu acel aer fin de tot sărat. Foarte fin, da? Dacă aveți o problemă cu izul acvatic sărat, ca să fiu mai explicită, nu vă temeți de pinaș, da? Nu este săratul acela extrem. Sub nicio formă. Bun. Minutul 46, că de ce nu? Pe repede înainte, hai să facem recapitularea, pentru că oricum vă voi bombarda cu alte videoclipuri în legătură cu aceste parfumuri. Mask Taher Peach. Îl avem aici. Da, da, uite acum. În dry down-ul final, mask taher peach, rămâne moscul tahara, doamne ce faine, cu o atingere de piersică coaptă, da? Incredibil! Dacă aveți, este setul acela de la Nasim, Tahara Mask, Mask Tahara, o să vă inserez o poză pe undeva pe aici, care este preferatul meu din tot ceea ce înseamnă nasim în momentul de față, da? Acest parfum, de ce, îl aduc, de ce aduc acel set în discuție? Taher Peach are, să zic, un 60% din izul acelui set, da? Iar diferența de 40% o constituie acea piersică coaptă. Dar foarte fain. Cu siguranță parfumul acela... Uh, cum să spun eu, de zi cu zi, perfect de vară, oriunde, oricând, nu-ți trebuie ocazie, eveniment și este acel parfum fără limită de vârstă, cum spun eu. Mai departe, ce am avut? Am avut uh, Dalia de la Raihan. Ui, ce fain s-a așezat! Foarte fain! Nu mai este, cum să spun eu, nu mai este atingerea aceea fiind de tot verde de la început, v-am spus în deschidere avea, da, în deschidere are o, de tot, o o fină atingere verde, acum tot ce pot simți sunt flori proaspete, o felie de pară, dacă are sens, deci este uniz într-o cantitate destul de mică, o feliuță de pepene galben, da, se simte, are partea aceea ă, suculentă din pepene galben, din pepenele galben. Dar ă, moscul acela de tip balsam de rufe, ă, acum în dry down-ul final, s-a transformat într-un mosc cremos. Da? Foarte fain. Foarte, foarte fain. Cred că o să mai încerc câteva de la Raihan. Următorul ă, rabat, ba nu. A fost bedur, bedur îl avem aici. Da, da, este acel dry down. În momentul de față, l-aș duce undeva la 85%, dar din nou este prima pulverizare, da? În momentul de față, pentru o primă impresie. Bedur de la Arabiat Prestige în dry down ul final este 85% apropiat de Valaia. Diferența de 15% constând în faptul că în Bedur eu percep moscul acela din bază mult mai cremos, da? nu neapărat pufos aerat, mai degrabă aici este, aș putea spune că este ceva mai cremos. Dar fain, fain. Cu siguranță vom mai vorbi despre el. Ajungem la uh, Diwani Rabat. Cred că aici l-am pulverizat. Da, aici la... Bun. Doamne, nu, deci am spus eu bine că este pare a fi genul de parfum ușor multifacetat. Pentru că acum, în dry down final, e o chestie în legătură cu acest parfum la modul că, uh, cum să spun eu, îl percep da, ca fiind 65%, da, 65 grefritul acela specific ADN-ului din uh, bulgarii Tiger, Tiger, cum vreți voi să-i spuneți. Și are ceva din Angel O uh, Croazier 2019. Da? Este ca și cum ei strict partea aceea de grefrit din Tiger, uh, Tiger. Și combin cu Uh, Angel croazier 2019 Da Nu, uh, da, nu, foarte elogventă uh, Spuneam că da, sunt acolo, exact cum v-am spus Și nu în sensul că uh, categoric eu trebuie să mă joc mult cu acest parfum ca să-i dau de cap da? Din nou, mă repet, este ușor multifacetat și revenim la primul meu iaht. Mi-a ajutat Dumnezeu și Maica Domnului. Pinaș. Bun. Și da, chestia asta v-a mai arătat odată? Cred că da, dacă nu vă arăt acum, se curăță. În caz că și voi o să vă comandați acest pinaș, nu uitați de roș 25 pentru 10% discount și vine la fel cum a venit la mine, treaba asta nu e nicio problemă, se curăță. Unde l-am pulverizat? În palmă. Da, sunt tot aici. Mă vedeți? Sunt aici, da. Sunt tot aici. A venit cineva, un membru al echipajului, și mi-a săltat paharul de mojito. Nu mai este treaba ceea ce mă duce cu gândul la mojito. Am rămas pur și simplu în bătaia soarelui, în bătaia brizei marine, oceanice, și ce mai vreți voi? și cu jumătate de smochină lângă mine, da, deci s-a mai domolit și izul acela de smochină Dar da, categoric este unisex, categoric, fără nici cel mai mic dubiu. Bun, și pentru că de ce nu am reușit din nou să fac un podcast de o oră? Vă mulțumesc din suflet dacă ați reușit să uh, fiți atenți aici în ciuda întreruperilor mele de două ori cu nenicii de la firmele de curierat și a treia oară prin faptul că atunci când vii din Meltenia și nu știi să deschizi un parfum se întâmplă treaba aceasta a, uite, treaba asta o pot repara aici bun dacă ați reușit să mă suportați până la final să rămână din suflet Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip sau la fel, dacă um, ați testat sau v-au ajuns coletele, că știu că ați dat comenzi, ceva din... și mai am iactu, da, mai am și iactu, primul meu iact. da? Dacă aveți ceva din toate parfumurile despre care v-am vorbit eu, v-am povestit, v-am zugrăvit primele mele impresii, haideți să ne auzim în secțiunea comentarii. Și dacă doriți să achiziționați ceva, dacă vă încântă ceva, veți avea linkurile pentru fiecare parfum în uh, bara de detalii și nu uitați de roș 25 pentru 10% discount. Până data viitoare, vă îmbrățișez cu sufletul. Și vă doresc zile minunate și pline cu parfum. V-am pupat!